Șeful firmei de distribuție a apei din Târgu Jiu, Traian Pătrășcoiu, susține că apa furnizată prin sistemul neautorizat este facturată ca potabilă, deoarece nimeni nu a interzis în mod expres acest lucru. Deci am dat-o ca apă potabilă? Da, pentru că îndeplinește parametrii de a fi apă potabilă, chiar dacă uneori... Cine stabilește îndeplinirea acestor parametri? Sunt stabiliți prin lege. Directorul APA Regio spune că locuitorii din zona au fost informați până la bebeluși. Dar fără o autorizație de funcționare nu este ilegal să emiteți niște facturi? Nu este ilegal. Ce nu este interzis nu este ilegal. Noi am considerat că este mai bine să dăm apă la populație și am făcut anunț că uneori apa are conținutul de amoniu depășit și a fost consumată cu precauție de către populație și copiii care au sub un an, la cei care s-ar putea să aibă ceva efecte negative, au fost avertizați. Cum i-ați avertizat? A fost avertizat colegii mei, colaboratorii mei și salariații din zonă. Localnicii din cartierul Iezureni susțin că au sesizat autoritățile de faptul că apa nu este bună pentru consum, însă li s-a spus că nu există nicio problemă de calitate.